Bancă stabilită în Germania s-a căsătorit cu ea însăși. Lavinia Lazar, căci despre ea este vorba, a luat decizia de a face ceremonia de nuntă la data la care trebuia să se căsătorească cu fostul iubit. Aceasta fusese cerută în căsătorie cu 6 luni înainte. Ea și iubitul ei se mutaseră într-un apartament mai mare și plănuiau să aibă copii. Dar relația nu a mers, cei doi s-au despărțit. Lavinia a suferit o mare dezamăgire care a determinat-o să facă pasul bizar. Am fost pur și simplu devastată și apoi am decis că mă voi căsători oricum și mă voi căsători cu mine însămi, a spus Lavinia. Femeia a spus da în fața prietenelor, iar nunta a avut loc într-un local mic din München. Am spus da și m-am uitat în ochii a 12 femei și a fost mult mai greu decât credeam. I-a fost foarte frică, spune Lavinia, precizând că abia în acel moment și-a dat seama în ce se bagă cu adevărat. Un angajament total cu mine, a mai adăugat ea. Lavinia, care are aproape 40 de ani, s-a născut în România, dar și-a făcut studiile în Germania la Berlin. Când le-a definitivat, a decis să rămână în Germania. Decizia de a se căsători cu ea însăși a marcat și o schimbare radicală în viața ei. A renunțat la jobul dintr-o agenție și a decis să lucreze pe cont propriu, consiliind cupluri. Relatează știrile ProTV.ro.